domnilor, aplauze puternice pentru Valentin Andrieș. Pentru băiatul ăsta m-aș bucura mult. Mamă! All right. Bridie, I'm gonna please have to ask you to stay right here. Good puppers! Now stay, pentru că vreau și eu să mă descurc singur pe scena asta. Buni oameni, nu-mi vine să cred de când nu ne-am mai văzut, ca să zic așa. Nu, stai. Mai ales că ultima oară, din ce mi-aduc aminte corect, ultima oară când ne-am văzut era tot un fel de... Mamă, dar chiar nu știu scena asta. Bridie, cred că o să am nevoie de puțin ajutor. Come here, girl! Ultima oară când ne-am văzut era Crăciunul, nu? De la celălalt Crăciun, cum s-ar zice. Come here, sweetie. Ok, aș vrea să zic din toată inima că mă bucur să vă revăd, dar asta însemna că vă mint. Să știți că sunt extraordinar de emoționat în seara asta și nu neapărat doar pentru că este finala, ci și pentru că în sală este pentru prima oară la un număr de stand-up de-al meu, mama mea. Să nu plângi! E mama lui, nu mama ta! Și să știi, Bendea, că și am o legătură foarte strânsă cu mama, însă n-am scris încă conversații cu mama pentru că sunt prea private. Însă știu sigur că dacă ajung acasă și nu fac o treabă bună pe scenă, o să văd eu ce o să pățesc. Alături de mama mea, să știți că mai este și... mai este și iubita mea, Andreea, pe care o iubesc foarte mult și este pentru prima oară când aude asta. Te iubesc, dragă. Nu știu unde ești exact, dar sunt sigur că arăți minunat pe unde ești acolo. Și să știți că o parte din emoții mai vine și pentru că este un foarte bun prieten de-al meu, complet nevăzător, Mihai Grecu, și el este primul nevăzător din România ever pe care l-am văzut făcând stand-up. Și pentru asta, Mihai, ești super tare. Bravo, frate! Cred că e ceva cu numele ăsta, Mihai. Este. Bun. După cum bine știți, eu sunt Valentin Andrieș și sunt băiatul care nu vede foarte bine pentru că am o boală congenitală degenerativă și care este în codul meu genetic, care se numește retinopatie pigmentară. Și problema mea este că pe lângă cineva care este nevăzător, m-am hotărât că o să devin și cineva care s-ar putea să moară de foame, așa că m-am făcut actor. Și anul acesta am fost plătit pentru o singură reclamă, da? Și era la un canal de televiziune religios, Trinitas, dacă ați auzit. Ei bine, era un genul ăla de reclamă, știți cum vedeți în America, cu preoții care sunt: o, Doamne, coboară și dă-i lumina acestui tânăr să revadă creația ta, Doamne, și lumina lui Iisus și bla 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 bla. Cu tot corul în spate, toată lumea se distra, era dans, chestii pe acolo. Și la un moment dat preotul îmi dă una peste față, imaginea se face albă, apar niște lumânări și se aude: lumânările Arsenie Boca fac minuni. Însă pentru mine nu prea a funcționat. Dar îmi place că românii sunt un neam foarte superstițios, da? Și eu personal am superstițiile mele. Încă nu înțeleg paia cu pisica neagră, pentru că nu am văzut niciodată o pisică neagră să-mi taie calea. Însă dacă există una despre călcat o pisică neagră, atunci pot înțelege. Și când eram mai mic, am auzit această superstiție că atunci când te masturbezi prea mult, ajunge să-ți crească păr în palmă. Nu e adevărat. Sau devine văzător. Sau devine orb. Da? Și pot să zic foarte clar, Mihai, după 4 ani de liceu intensiv, că cu siguranță nu-ți crește până în palmă. Că vorbeam cu cel mai bun prieten al meu zilele astea și îmi spunea că vrea să-și ia un câine. Doar că niciun caz nu vrea să-și ia labrador. Și eu m-am gândit, cum mă, frate, că printre cei mai tari câini pe care să ai este inteligență, familiști? Și că da, dar nu vreau să-mi iau nici ruptul capului, pentru că ai văzut câți din stăpânii lor ajung orbi? Logică extraordinară. Da, și îmi place foarte mult că în competiție este și americanul Steve-O. Și americanii, să știți că sunt foarte mișto cu nevăzătorilor, adică chiar vor drepturi legale. De exemplu, acum câțiva ani, în statul din Iowa, tocmai s-a legalizat permisul de portarmă, ceea ce înseamnă că putem să tragem și noi stânga și dreapta fără să vedem absolut nimic. Dar nici cu România nu mi-e rușine. Și ați observat ce limbă colorată avem noi? Adică gândiți-vă, doar în limba română auzi cuvinte pe cum ar fi: mă simt încurcat, sau ne vedem în curte, sau mi-am cumpărat un curcan. Mai există și cuvinte pe cum ar fi: hai să ne asemuim, sau m-am înmuiat. Și lucram la un moment dat pentru o companie de telefonie mobilă, vindeam pachete. Și văd la localitatea persoanei cu care urma să vorbesc, localitatea Trebuci. Și în momentul ăla m-am gândit, mai să fac ceea ce-l face orice angajat profesionist și corect, și am început să-i pun omului niște întrebări. Aveți semnal bun acolo, întrebuși la dumneavoastră?
Am auzit că există o pădure acolo între Buja. Cum că se numea? Dar toate rudele dumneavoastră stau între Buci? Sau unele s-au mutat în Băicoi? Sau... Și care este industria principală între... Ok, acolo m-am oprit. Și locuiesc în București. București este orașul meu preferat, pentru că este efectiv ca un teren minat. Când ești pe stradă, nu știi niciodată să te aștepți la ce te aștepți ca nevăzător. Însă există și avantaje foarte mișto, pentru că atunci când suntem mai mulți, știi, power in pairs, când, nu știu, sunt mai mulți nevăzători cu bastoanele în spate, eu stau cu cățelul în față, e așa un fel de locomotivă și efectiv te simți ca într-un videoclip american, știi? Mergem așa cu toții, toată lumea se dă la o parte, gen tot oamenii își trag prietenii care stau pe telefon, gen aaa, sau copiii din calea ta, aaa, bă, dați-vă din calea, ați reanunit de ori, dați-vă că vă calcă! Și e foarte interesant că mai văd un pic de tot reacțiile astea și mi se par foarte tari. Însă, inamicii noștri numărul unu în oraș, pe lângă trotinetele alea, și știți foarte bine cine a pățit-o cu trotinetele, despre ce e vorba, pe lângă trotinete mai avem inamicii, persoanele în scaun cu rotile, și femeile care au bebeluși. Pentru că toți au prioritate, mai ales când vine vorba de trecere de pietoni. Și efectiv mă simt ca într-un film, așa, sunt nevăzătorii pe o parte cu bastoane, bat așa în asfalt, în față pe partea cealaltă, persoanele scau cu rotile, cer, toată lumea se pregătește, după care pe partea cealaltă, femeile cu copiii jurie, ca într-un film Lord of the Rings, cu bătălia, cu trolele, copiii în căruciare, și femeile spate urca, și toți ne ducem, ne întâlnim, pa, la mijloc, zici că e un concert, Linkin Park, sar membre peste tot și tot felul de doamne. Fără să vrea... A alunecat într-o zonă un pic a exagerării, a fost un pic cu a... un pic de tot cringiuleț, un pic. Ceva s-a întâmplat acolo, da, ceva... S-a întâmplat o descătușare. La un moment dat s-a simțit foarte liber și a jucat-o... Cred că e overacting. Da, 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 a fost un fel așa de... Așa se zice. Cum se zice în limba română? Supra-jucat. Da, mă, a jucat prea mult. A jucat-o așa, prea jucat mult. A jucat mult, când joci mult, așa e. Așa e, se spune, a jucat-o da, 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 da. Îmi place să locuiesc în orașul ăsta. E o provocare destul de mare. Însă, fetelor, dacă decideți vreodată să ieșiți cu un băiat nevăzător, vă zic că există super multe avantaje. În primul rând, un bărbat nevăzător nu se va îndrăgosti de tale, de tău, de modul în care ți arată părul. Se va îndrăgosti de personalitatea ta. În primul și în primul rând. Și dacă aveți un fetiș, fetelor, nici nu e voie să ne înșelați pe la spate. Puteți să o faceți și în față. Este exact același lucru. Asta da viziune. Știi, poți să fii ceva de genul la tine acasă, liniștit în canapea cu un prieten la tine și ești... Băi! Nevastă! Termină și tu de făcut șnițele alea, că au două bucăți cum se bat așa una pe alta și nevastă e acolo, da, fac șnițele la asta, se iasă delicioase. Și zici, bă, prietene, vrei și tu o bere, ceva, că ți-o fi făcut sete de când stai aici? Că, da, frate, ar merge o bere, o tot ajut pe nevastă ta de două ore cu șnițele astea. Și nevastă de acolo, da, da, șnițele, termin! Și niciodată nu știi despre ce e vorba, că ești nevăzător. Ai doar imaginația care poate să-ți descrie ce se află în jur. Noi am zis